To the startup grind. Despre invitatul nostru în această seară, Radu Georgescu este partener fondator GCAT Group. Da, bine ai venit la Startup Grind. Bun găsit, mersi frumos. Deși este un om discret, el este destul de cunoscut, dovadă și numărul mare de solicitări pentru acest eveniment. Mă gândeam ce introducere să-i fac lui Radu și singura care mi-a venit în minte e povestea unui prieten care l-a cunoscut, cred că în urmă cu un an, a fost la el și mi-a zis: băi, Alin, am fost la Radu și într-un sfert de oră ne-a desființat. Tot ce am prezentat, tot ce am spus, într-un sfert de oră ne-a desființat. Însă... Ce urât! Însă, îmi pare rău că el n-a putut să vină seara asta, e în Tanzania, pentru 2 săptămâni. Însă mi-a zis că a fost cea mai tare experiență a vieții lui. A spus: băi, am învățat mai mult business în sfertul ăla de oră decât tot ce am făcut eu până atunci. Insight-urile cu care am plecat de acolo au fost extraordinare și mi-aș dori ca cu același lucru să plecați și voi în seara asta. Ok, formatul evenimentului îl știți, cei care ați mai fost. Cei care nu ați mai fost, aș vrea să vă spun 2-3 cuvinte despre Startup Grind. Este un eveniment de educație și networking pentru antreprenori. Asta înseamnă că aici vin oameni care, prin povestea pe care eu o spun, pot să motiveze, pot să influențeze, pot să ajute niște antreprenori sau niște antreprenori, niște oameni care își doresc să facă business, însă nu au curajul să facă pasul ăsta. Iar Radu e unul dintre oamenii potriviți pentru astfel de discuție. Ca și format, e standard. Trecem un pic printr-o mică biografie a invitatului, după care ajungem de la antreprenorul Radu Georgescu la investitorul Radu Georgescu. Și acolo cred că deja discuțiile o să fie foarte interesante. Aș vrea să încep, dacă ești ok, știu că ești destul de discret cu lucrurile personale, însă pentru a păstra formatul evenimentului, aș vrea să te întreb, știm cu toții, unde ai ajuns sau unde ești acum, aș vrea să te întreb de unde ai plecat. Din ce oraș? Copilărie? București, Titan, Bat Alba. Dacă există ceva antreprenorial în copilăria ta, dacă ai avut vreo inițiativă antreprenorială când erai copil? Păi, spre stupoarea mea, da. Adică, mi-aduc aminte că eram în liceu, din liceu a început chestia. Eram în liceu și aveam nevoie de bani. De vreme. Și... ca să fac rost de bani, făceam proiectele colegilor mei. Mă pricepeam un pic la desen tehnic și făceam proiecte de mecanisme. În liceu aveam o materie mecanică. Făceam proiectele, cam 2 ore luam un proiect și luam 10 lei pe proiect. Și era super tare. Chestia a continuat în facultate până prin anul 5. Am făcut mecanică TCM. Și în anul 5 am intrat într-o sală de calculatoare 92. 91, la sfârșitul 91, în 90 de ani am terminat, am intrat într-o sală de calculatoare și m-am îndrăgostit la prima vedere de calculatoare și anume pentru că am realizat în momentul ăla că, spre deosebire de făcutul proiectelor la modul 2 ore un proiect 10 lei, 2 ore un proiect 10 lei, mai vrei 10 lei, mai muncești 2 ore, chestia cu calculatoarele este așa, muncești 4 ore fără să iei niciun ban pentru că faci un program, după care apeși print, mai ai 10 lei, mai apeși o dată print, mai ai 10 lei, o creștere de asta super exponențială. Mi s-a părut atât de tare, atât de mișto, încât am zis, ok, ăsta este business-ul în care vreau să fiu. Și de atunci sunt în business de software. Asta vreau să te întreb. Știu că facultatea a fost tehnică, însă nu computere. Asta a fost momentul în care a pornit dragostea pentru calculatoare? Da, 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 și de asta. Pentru posibilitatea vânzărilor exponențiale, în care investiția de muncă este mare la început, dar îți oferă niște câștiguri potențial foarte mari. M-am tot gândit ce întrebări se găsesc pentru tine și una din ele a fost: tu ai lucrat vreodată? Ai avut vreun job? Păi da. Aș vrea să aflăm mai multe. Oh. Când am terminat facultatea, toată grupa mea s-a dus să se angajeze la IMEOAB, Intervenirea de Mașini Unelte și Agregate, București, așa. Și dacă s-a dus toată grupa, m-am dus și eu, că nu? Spiritul de turmă era acolo. Ne-am angajat cu toții, eu m-am certat cu directorul pentru că a vrut să ne trimită, să spăsese uzina mai multe secții. Am vrut să le trimită pe toți la strungărie și am zis că am venit aici pentru că am auzit că aveți un calculator și vreau să lucrez acolo. M-a trimis până la urmă la calculator.
După o lună de zile m-am mutat într-o altă secție care era privată pentru a pune la punct o mini secție acolo de computere de design și am lucrat acolo un an și jumătate în paralel cu firma mea. Deci aveam firmă și cam ăsta este răspunsul pe care îl dau de obicei la întrebarea am vrea și noi să facem o firmă, dar cum facem, cum începem? Și răspunsul este pe foarte frumos. Dacă ești student, te duci dimineața la facultate pentru că îți trebuie școala, după amiaza te duci la job pentru că îți trebuie banii ca să-ți plătești facturile și noaptea muncești la firma ta. Dacă nu ești la facultate, numai două din astea și am făcut asta, adică 12 ore pe zi de muncă liniștită. Asta vreau să te întreb acum. Ai pornit sau aveai o afacere? Cu ce bani? Care a fost prima afacere care ai pornit-o? Mi-am vândut proiectul de stat întrumătorului de proiect de stat, care avea o companie distribuitor de produse Autodesk. Proiectul meu de stat a fost o bibliotecă de organe de mașini de care el avea nevoie, am făcut și am vândut. A fost primul exemplu pe care l-am avut. Hai să intrăm în zona asta de antreprenoriat, Radu Georgescu, antreprenor. Okay. Știu că sunt foarte multe business-uri pe care le-ai făcut. De care... 37. N-am avea timp să le atingem acum pe toate. Însă sunt convins că din fiecare ai învățat câte un lucru interesant. Mai ales din cele care au ratat. Asta aș vrea să vorbim. Să abordăm lucrurile pe care le-ai învățat. Uite, hai să începem cu lucrurile pe care le-ai învățat din business-uri pe care le-ai ratat. Din fiecare câte mie mi se pare că ratarea este cel mai mișto lucru care ți se poate întâmpla. Mai mișto decât succesul. Și ratările au chestii bune și chestii rele. Aș începe cu chestiile rele. Adică că ratarea are o cărță de lucruri rele. Care sunt alea? Ratările îți lasă un gust urât. Îți lasă un gust rău în gură. E nasol să ratezi. Altă chestie nasoală este că e o lovitură mare pentru ego. E ca atunci când cazi. Te ridici repede și trebuie să vezi cine te-a văzut. Și dacă te-a văzut cineva care e important, e nasol. Adică, am căzut să nu mă vadă. Un alt lucru rău la o ratare este că are efect în buzunar. Adică o ratare, despre ce vorbim aici, o ratare antreprenorială, lasă găuri. Și uneori e nasol. Adică uneori găurile sunt nasoale. Și cam pe aici se termină chestiile rele. N-am vrut să găsesc altceva rău. Sunt destul de rele și sunt multe, dar așa. Chestiile bune sunt mai puține, dar nu mai importante. Din ratări se învață. Băi, nu știu, deci eu am învățat foarte, foarte mult. Ratările te învață mai mult decât succesele. E absolut spectacol. Și vorbim de câteva ratări și ce am învățat din ele, dacă vreți. Al doilea element pozitiv al ratării este că îți îmbunătățește CV-ul al dracului de tare. Un failed antreprenor este mult mai angajabil decât un corporatist de succes. Și e, adică, chiar e foarte, foarte mișto. Eram curios să văd care a fost ratarea cea mai frumoasă sau cea mai mare pe care ți-o amintești, pentru că sunt. Păi știi cum este, pe măsură ce crești în viață, sunt din ce în ce mai mari ratările. Așa că aș prefera să nu vorbim despre cele mai mari, ci de cele mai frumoase, care sunt cele de la început. Și cu cât sunt mai... Știi că vine chestia cu ego-ul, să nu te vadă lumea. Cu cât sunt mai demult, cu atât poți să zâmbești mai mult povestindu-le. Astea de ieri alaltă, parcă nu-mi vine să le zic că mă vede lumea, știi? Eu am mai închisă. Da, să le nu, dar din alea mai de la început, când am început RAV, RAV Antivirus, a fost unul din primele proiecte pe care le-am început. Am început, de fapt, 4 proiecte în aceeași companie. RAV a fost unul dintre ele. Gecat Fast Commander, un produs echivalent cu Norton Commander, o clonă de Norton Commander. RAX, Romanian Archiver Expert, un arhivator, o clonă de RAR, ceva, mă rog. Și Wisdom, un document management făcut peste Exchange. Din 4, 3 au fost rateuri și RAV a fost succes. Și au fost așa. Gecat Fast Commander, și ce am învățat din fiecare dintre ele. Gecat Fast Commander, o clonă de Norton Commander. Ați prins Norton Commander? Sunteți suficient de bătrâni? Yeah! Foarte tare. Credeți-mă că sunt sări în care întreb despre Norton Commander și se uită lumea așa.
Și putem povesti despre poveștile mele cu liceu, sunt geniale, foarte mișto. Anyway, clonul de Norton Commander, părea foarte tare. Norton Commander era pe mare val, nu exista niciun calculator fără Norton Commander, nici măcar Farm nu era pe vremea respectivă. Și costa $29 și nu se găsea în România. Și noi, ca orice băiat discăți ce eram acolo, câțiva programatori, am zis, ok, facem și noi un Norton Commander, că nu o fi mare șmecherie. Nu dăm cu 29, le dăm doar cu 9 și să vezi ce bocați ne facem. Adică, onest, gândit. Ce ne-am luat în considerare însă este că anul era de grație 94, iar în 95 a apărut Windows-ul cu același nume, ceea ce a scos complet de pe piață originalul lui Norton Commander, dar rănit de orice fel de încercare de clonă. Și am înțeles din chestia asta că trebuie să te uiți la piață și să înțelegi cine dracu-i piața asta încotro se duce în următorii ani și cum te relaționezi tu cu chestia asta, cum te impactează și cum te omoară și toată investiția, nu mare, dar aia pe care am făcut-o noi, poate să se ducă pe apa sâmbetei și de atunci, în orice investiție, ne uităm cu mare atenție la piață și am înțeles că tot ce spun cărțile despre studiază piața, trendurile și așa mai departe, de fapt sunt pe bune, adică îți moare o firmă din cauza asta. Și am și o poveste simpatică cu Jacquard Fast Commander. Programam noi acolo pe multă recurență, că intri în director, în director, în director, în director. Și la un moment dat a trebuit să implementăm delete. Și, deci selectezi un ceva delete, se șterge ceva respectiv. Acum era în 94, aveam un calculator și jumătate cu toții, lucram în schimburi ca să putem să lucrăm pe calculatorul respectiv. Și era calculatorul nostru, pe care aveam surse, alea, toate chestiile, da? Și se implementase înainte și noi nu făcuserăm legătura procedura de select all, care selecta tot ce era în fața, în panelul respectiv, și să implementăm opțiunea de delete. Deci să delim ce este selectat. La comanda select all delete s-a selectat și punct punct. Da, bineînțeles. Și a trebuit să ne luăm alt calculator. Deci asta un alt învățământ. RAX a fost o altă, Romanian Air Cyber Expert, a fost o experiență foarte mișto. Aveam un prieten foarte bun care era cel mai tare algoritmician de arhivare. Făceam băiatul ajută algoritmi de arhivare absolut spectaculos. Și am făcut împreună cu el acest RAX, care era mai tare ca RAR și ca viteză și ca compresie. Ne-am gândit noi, ok, să ne uităm unde se duce piața și am zis ca niște băieți deștepți, întotdeauna va fi nevoie de mai mult spațiu decât este, dar știu că acum nu mai este adevărat, dar așa, dar măcar ne-am gândit la ceva. La ce nu ne-am gândit este că peste un an de zile băiatul a câștigat loteria vizelor și a plecat în state. Și era o companie care depindea exclusiv de el și deci nu a mai fost acea companie. Și de atunci am înțeles că atunci când faci ceva trebuie să ai backup și trebuie să nu spui toate ouăle în același coș și toate din filmul ăsta. De-asta. Fiind foarte multe afaceri și deja lumea știe despre exituri, majoritatea s-au vorbit, oamenii au citit, ai mai vorbit în interviuri. Vreau să vorbim un pic de structura ta ca antreprenor, după care să mergem către partea de investiție. Toate afacerile pe care le-ai făcut, le-ai făcut cu gândul la un exit? Sau a fost, aș începe asta, a fost vreo afacere, dragostea ta mare și ai zis, băi, e greu să renunți la afacerea asta, a fost cea mai greu să renunți? Răspunsul scurt este da, toate au fost gândite către exit, dar aș vrea să mă înțeleg, pentru că mi se pare că nuanțele sunt importante aici. Așa cum sună întrebarea, mi se pare că este pusă la modul, băi, nenorocitule, îți vinzi firma, mă, frate. Și aș vrea să spun că nu e așa. Adică, chestia este în felul următor. Pe mine ce mă trezește dimineața și ce mă face să funcționez, ce îmi face părul pe mine așa, să, da? Este să faci ceva cu mâinile, să încep ceva nou de la zero, știi? Adică, gândește-te că într-o noapte cu câțiva prieteni ai o idee la o bere, da? Ai o idee și din nimicul ăla, din idee,
A doua zi dimineață este o foaie de hârtie, un șervețel, ceva, o schiță. Într-o săptămână, două, poți să faci un business plan. Long story short, peste o lună ai un produs beta pe care cineva îl folosește. Și cineva folosește ce ai făcut tu atunci, nu? Peste încă 2, 3, 4 luni, cineva îți mai dă și bani pe produsul ăla. Deci ce poate fi mai ușor decât cineva să plătească ca client produsul pe care l-ai făcut și care acum câteva luni nu era deloc. Mi se pare atât de exciting chestia asta și asta este cumva ceea ce pare că îmi iese într-un fel sau altul, încât după momentul ăla cu vânzările și așa mai departe, când ai nevoie de o cravată, costum, să începi să umbli pe la clienți mari, nu știu, să o scoți pe bursă, habar n-am, e ceea ce nu mă pricep să fac. Și atunci, pentru binele companiei, compania trebuie pusă în mâinile cuiva mai mare, mai bun, mai deștept, mai frumos, mai știi, care să o ducă mai departe. Și ciclii companiei sunt cu alt tip de oameni, ca acționari, ca manager și așa mai departe. Deci compania trebuie să crească și trebuie să-i dai voie să crească. Tu, ca manager, trebuie să nu o, ca manager sau ca acționar, trebuie să nu o căpăcești cu dragostea ta. Nu știu, fac paralela cu copiii. Copiii cresc, la un moment dat se mărită, se însoară, trebuie să-i lași să plece, nu îi ții lângă tine acolo. E copilul meu, mi-a dat drumul să plece. Deci, da. Cred că paralelul ăsta da, a clarificat un pic lucrurile. Mă gândeam pentru că știu antreprenori în serie care au zis, mă, abia aștept să-mi iasă un proiect și ăla, cu ăla rămân gata, cu ăla ies la pensie, mă ocup de el, rămân toată viața. Și de asta v-am să discutăm un pic despre structura ta ca antreprenor. Sigur, au fost exituri. Eram curios să văd dacă au fost vreun moment în care ai refuzat oferte. Și dacă putem să vorbim despre unul. De ce? Ce te-a făcut să refuzi o ofertă de vânzare sau de... Măi, orice ofertă penibilă este... Adică există oferte penibile și vin în permanență, vin întotdeauna. Întotdeauna va veni cineva care va încerca să te cumpere pentru 2 lei. Și aia nu cred că merită banii pe telefonul răspuns. Și da, au existat. Una din ofertele penibile s-a întors ca fiind o ofertă reală la un moment dat, altele nu. Dar da, am refuzat. Ok. Pentru că sunt foarte mulți antreprenori care acum sunt în căutare de bani. De aici aș vrea să extrag, nu știu, când e bine să refuzi o ofertă sau la ce ar trebui să te uiți atunci când accepți bani de la cineva, ca să facem trecerea ușor-ușor către partea de investiții. Când accepți bani de la un investitor sau de la un cumpărător? Hai să le luăm separat. Și cumpărător, odată. Cred că există un răspuns acoperitor. Cred că banii sunt importanți. Și câtă vreme este o ofertă onestă, ea trebuie luată în considerare. Pentru un exit, cred că oferta cred că orice firmă, la orice moment, trebuie să fie disponibilă spre o investiție sau spre o vânzare. Și orice oportunitate vine, trebuie să fii pregătit să o iei. Pentru că oportunitățile trec pe lângă tine dacă nu ești pregătit să le iei din ea. Sunt întrebat care este momentul în care să vinzi o firmă. Momentul este acela în care ai o ofertă. Ai o ofertă, cred că o firmă este de vânzare. Și este părerea mea despre subiect, nu trebuie să fie părerea tuturor. Există un alt model de business care spune modelul german, modelul Florin Talpeș, de exemplu, are modelul ăsta, da? Și este super ok. Este modelul în care eu țin firma, este firma mea și vreau să o duc până aici. Și e nemaipomenit. Adică e un model super bun și acela. Nu este al meu. Hai să facem trecerea la investiții și să vorbim de cea mai recentă din ce știu eu, sau cea mai vizibilă acum și de care vorbește toată lumea, Vector. Vector? Vorbim de Vector. Dar m-a schimbat bine pe mine, trebuie să-l chiască Andrei. Am vorbit cu Andrei, el a fost la prima ediție. Așa, corect. Era cu Vector? Da. Super tare. Super Vector. Da, și a fost o ediție foarte frumoasă, însă vreau să auzim și partea cealaltă a poveștii. El a povestit cum te-a convins ca investitor și aici aș vrea abia aștept să aflăm grămadă de lucruri. Frate, trebuia să mă uit la ediția aia dinainte.
Da. Aș vrea să ne spui, nu știu, cum te-a convins, Andrei, să investești în proiectul ăsta? Ce te-a făcut să investești? Păi, chestia a fost așa. Andrei a venit... Mai întâi, extrem de important este că mă știu cu Andrei de foarte multă vreme. Și asta ajută. O relație între investitor și antreprenor care se duce care vine dinainte este foarte importantă. Da, ajută, evident. Istoria lui ca om tehnic ajută foarte mult. Deci relația cu mine, faptul că știam că este un inginer, un arhitect de sisteme de operare embedded, foarte, foarte bun, astea două ajută foarte mult. Și cu toate astea, și el își dorea să facă ceva cu mine și eu îmi doream să fac ceva cu el. Deci existau toate premisele, foarte bun. Și cu toate astea, când a venit și mi-a spus, o să fac eu un smartwatch care să aibă 30 de zile battery life, să facă tot ce fac toate celelalte și să-i batem pe toți, răspunsul meu a fost, ești sigur? Și nu mai e sigur, du-te fără și vină când l-ai făcut. Era undeva decembrie și el a zis, bine, vin până la sfârșitul februarie. Și până la sfârșitul februarie, omul a venit cu un ceas. Adică, ok, era o placă de bază, știu, firea acolo, dar mergea, știi? Și a zis, uite-ți ceasul. Deci m-a convins cu istoria, cu capacitatea lui tehnică demonstrată până acum și știută de mine, și cu faptul că a executat, că a venit cu ceva funcțional. După ce ai făcut investiția, cum e să investești în hardware? Pentru că a fost prima ta investiție în partea de hardware. Nu am investit în hardware. Vector nu este hardware. Așa. Vector este software. Deci Vector este Vector Technologies. Este o companie care face un sistem de operare, the ultimate operating system and platform for wearables. Deci Vector este tot stack-ul de tehnologie pentru wearables. Și pitch-ul este următorul. Treaba cu sistemele de operare este așa. Acum 45-50 de ani, când au fost mainframe-urile, sistemul de operare era Unix-ul, sistemul de operare heavy, foarte, foarte greoaie pentru dulapuri. Au apărut PC-urile și au încercat să pună Unix-ul, să-l strângă, să-l înghesuie în PC-uri. Și nu a funcționat până când nu a venit Microsoft cu MS-DOS, care să facă un sistem de operare de la zero pentru PC-uri. Whatever de la zero. Cât a fost eu de la zero, da? Pentru PC-uri. Și atunci a mers. După aia au apărut smartphone-urile cu mult mai puține resurse și au încercat să pună Windows pe smartphone-uri și nu a mers. Că îl înghesuie, îl strâmbe acolo și el nu intră la naiba, că sunt alte tipuri de resurse, alte tipuri de requirement-uri și așa mai departe. Până când nu a apărut iOS și Android pe smartphone. După care, the horror, au încercat să pună iOS și Android-ul pe wearables. La naiba și nu merge, că nu are cum să meargă. Și, adică lumea a văzut odată, de două, de trei ori, că nu merge, and they're still doing it. Știi? Și nu merge, și nu e baterie, și nu are cum, și încearcă să facă, să pună un telefon pe mână și... Nu, adică, ok, e frumos să ai un telefon pe mână, dar nu rezolvă problema. Și atunci am înțeles, Andrei și cu mine, am înțeles, băi, trebuie să vină cineva care să facă un sistem de operare, și când spui sistem de operare, nu doar sistem, toată the full stack, da? Care să fie potrivit pentru wearable și trebuie să fie altceva, nu un Android tăiat, nu un RTOS tăiat, nu un Linux tăiat, da? Pe la colțuri. Și asta este Vector. Acum, șmecheria este ok, faci un sistem de operare. Cui îl vinzi? Că trebuie să-l vinzi cuiva. Cine te crede că este mișto? Trebuie să găsești oameni suficient de ageri care să înțeleagă chestia asta. N-ai cum să-l vinzi. Trebuie să ai un demo. Trebuie să arăți lumii că sistemul tău face. Asta este Vector ceasul. Vector ceasul este un demo care arată că tehnologia noastră este nemaipomenită. Ah, by the way, pentru un demo arată chiar excepțional, adică e foarte tare el ca produs și spre marea noastră satisfacție și plăcere, se vinde foarte bine, este foarte folosit și el în sine a devenit un business foarte bun, ceasul. Dar investiția este într-o viziune de software. Să devenim sistemul de operare of choice, the sistemul de operare pentru wearables.
E foarte ok că ai clarificat asta. Văzusem clarificarea și în video-ul care a tot circulat pe YouTube și pe care cred că l-ați mai văzut de aici din sală. Da, eu vedeam lucru care era palpabil, care se vedea. E foarte interesant. Ce-i drept, Andrei a spus de la început că se merge mai mult 30 de zile și atunci cumva acolo era ceva. Cum se arată acum, nu știu, investiția? Că știu că s-au tot luat niște finanțări, există la orizont niște jucători importanți care s-ar arăta interesați sau către care voi v-ați îndrepta cu platforma software? Există niște jucători importanți de ce? De ceasuri, de software. L-aș lăsa pe Andrei să spună chestia asta. Nu sunt implicat în operațional și nu știu care este nivelul și nu aș vrea să vorbesc în numele companiei. Ok. Vector, e mai complicat decât alte business-uri în care ai investit vreodată? Cel mai complicat business în care am investit vreodată a fost Avantgate. Avantgate este și în ziua de astăzi, deci când te gândești la Avantgate ca business, este așa, este o bancă care funcționează în toate țările din lume. Și are toată complexitatea unei bănci, toată complexitatea, deci tot ce face o bancă face și Avantgate, și anume în toate țările din lume deodată, ca și când toate țările ar fi una singură. Băncile sunt mult mai simple pentru că ele funcționează într-o singură țară și au branch-uri, dar fiecare țară este o bancă. Asta este la naiba, este o bancă peste toată lumea. Este atât de complicat ca business. Da. Deci eu nu știu vreun business mai complicat decât acela. Vector este foarte complicat tehnologic. E un sistem de operare forgațec. E complicat tehnic, tehnologic. Dar ca business... Avantgate a fost cel mai clar. Ok, hai să mergem în partea de investitor cu discuția și aș începe prin a vorbi un pic despre jurnal de antreprenor. E un proiect pe care tu îl faci. Radu se duce în licee și vorbește cu elevi de liceu. E un lucru care nu-l comunică sau nu l-a comunicat foarte des, cred că doar pe blog sunt câteva referiri. Povestește-le ce te întreabă copiii în liceu. E un proiect foarte mișto. Eu cred foarte tare că momentul în care... Cred că două lucruri sunt în direcția. Unul, momentul care e important pentru copii ca schimbare, ca formare, este liceul. După aia în facultate este cam târziu să mai intre în zona asta de antreprenoriat. Și al doilea, mi se pare că ei au... Acum, în România, au foarte puține oportunități să înțeleagă care le sunt alternativele în viață. Ei văd părinții, văd profesorii și cam atât. Nu au oportunitatea să vadă la școală, să vadă pe bune cum este să fii medic, cum este să fii inginer, cum este să fii antreprenor, cum este să fii programator. Să vadă pe bune toate chestiile astea. Și mi se pare... important ca ei să vadă și alternativa asta antreprenorială. Și atunci am acest proiect pe care eu l-am numit jurnal de antreprenori și mă duc în fiecare an, primăvara și toamna, pentru că sunt zone destul de înguste de timp în care poți să ai acces la copii. Pentru că altfel sunt ei în teze, sunt în vacanțe, eu o zonă, primăvara și una, toamna. Și merg la 7-8-10 licee pe astfel de sesiune, sau nu cred, probabil că 10 pe an. Și rugămintea către profesor este doar să-l anunțe, să nu le dea cât un 10 sau mai știu eu ce dacă vin acolo, să fie în afara orelor și să lase să vină cine își dorește, cum își dorește. Și e foarte mișto. Am fost până acum la peste 50-60 de licee, de obicei la top 2 licee din capitala de județ. Am avut experiențe din cele mai diverse. Am avut amfiteatre cu 300 de copii. Am avut săl de clasă cu 20 de copii. Am avut frig și nu mergea căldura și era îngrozitor și a ieșit foarte mișto. Am avut la un moment dat într-o sală de clasă, era o sală de muzică care nu am vorbit decât la început cinci minute despre antreprenoriat, după aia am început să cântăm împreună.
Și după vreo oră jumătate de cântat, am mai stat încă vreo 4 ore la povești, ceea ce a fost foarte mișto. Fiecare experiență de asta este altfel și este foarte, foarte... Am avut, de exemplu, o copilă de clasa 9 care m-a întrebat... Era vorba despre cum să începi un business. Și povesteam despre cocoșerii, despre cum să iei câțiva bani să faci... Na. Și era o tipă foarte, foarte mișto și s-a ridicat în cer și a zis: domnul Georgescu, dar cum să mă duc eu la mami ca să-i spun că vreau să fac o cocoșerie? Foarte, deci copii, nene, copii, adică atât de mișto, atât de mișto, foarte tare. Ți se poate deschide și tinerii de da. Ce la partea asta de antreprenoriat? Da, absolut că da. Simți că în România crește partea de antreprenoriat? Mai încet decât mi-aș dori, dar da. Da? Da, foarte, foarte, foarte mult, foarte bine, da, absolut. Ok. Tu primești foarte multe cereri, clar, de finanțare, da. Pe an. Care sunt greșelile pe care le face cineva care te abordează? Nu știu, un top 5, dacă nu poți să... Păi, ca să luăm cu niște numere, primesc, în principiu, primesc cam 200 de cereri pe lună. Ori 12. Și cel mai simplu e-mail pentru mine este... Și mă străduiesc să răspund la toate. Dacă nu răspund la vreunele, este pentru că mi-a scăpat printre e-mail. Dar mă străduiesc să răspund la toate, măcar și cu nu mulțumesc. Și cel mai des e-mail pe care îl primesc este așa. Bună ziua, mă numesc Cutare și am o idee. Dacă vă interesează, contactați-mă la numărul ăsta. Wow! Răspunsul este nu. Nu mă interesează. Da, adică 30% sunt așa. Ce te-ar face să îi dai o șansă să citești mail-ul, să mergi mai departe? Ce mail? Dar ăsta e mail-ul. Adică l-am citit. Ok, da, hai să rămânem pe greșit. Bună, deci, bună ziua, mă numesc Vasile Gheorghe și am o idee extraordinară care va schimba lumea. Atât, da? Fără detalii. Fără detalii, nu atât cât îți spun, da? Mă numesc Vasile Gheorghe, am o idee extraordinară care va schimba lumea. Dacă vă interesează, contactați-mă la numărul de telefon cu tare. Nu! Nu mă interesează. Ok, a doua greșeală. A doua greșeală este asta cu încă câteva detalii. Dar pe bune, adică sunt... Absolut genial. Astea sunt din zona e-mail-uri care, știi că te gândești, frate, 200 de e-mail-uri pe lună, cum are asta timp să le citească? Să le citească. Nu, multe sunt foarte ușor de citit. Ok. După care, scuză-mă, ca să răspund și mai departe. După care, la sfârșitul zilei, eu investesc probabil că în vreo două companii într-un an. Da? Deci, filtre foarte, foarte, foarte multe până acolo. Și putem comenta și de ce investesc în așa de puține. Toate filtrele astea, practic, referă, sunt legate de cum reușește echipa aceea să mă convingă că sunt în stare să execute. Deci noi ne uităm la trei piloni când investim, da? Ne uităm la viziune, la capacitatea de execuție și la, să-i spunem, chimie. Da? Chimia este faptul că avem aceleași valori de etică, de morală, de chimie, că putem discuta unii cu ceilalți, da? Capacitatea de execuție este, măi, ești în stare să faci ce ai spus? Și viziunea este, ok, ce vrei să faci până acolo? Și v-aș face o întrebare. Cam cum credeți că sunt, dacă sunt 100% astea trei, cam cum credeți că sunt procentele de importanță răspândite între ele? Chimie. Chimie ce? Fizică. Există cumva aceleași valori, să mergeți pe aceleași linii. Am înțeles. Deci asta mai puternică. Execuție. Da, deci este 80% execuție, 15% viziune și chimia este destul de da-nu. Adică ori ai, ori nu ai, dar nu este din... Da? Și lumea nu reușește să-și exprime, și asta mi se pare
o chestie stupidă. Foarte mulți care sunt în stare să execute, nu reușesc să exprime chestia asta. Capacitatea de analiză și sinteză a noastră este foarte mică. Nu reușim să punem într-un PowerPoint de 5 slide-uri toate gândurile noastre. Și vine lumea și nu încerc să fac un reproș sau ceva, ci doar... Vine lumea și nu știu... Cu foarte multe în cap, oameni foarte deștepți, cu capul cât casa poporului, dar nu reușesc să le pună în alea 5 slide-uri. Care sunt astfel încât să zici, da frate, am înțeles. Aia altă, wow, da, ok, cool. Și dacă n-ai fost în stare să faci un slide, cum pot eu să cred că o să fii în stare să pui la cap un business? Care e momentul când te decizi să chem pe cineva la o întâlnire? Ce te face? Acest PowerPoint? Să spunem într-un mail? Să înceapă cu viziunea? De ce zic? Pentru că primești 200 de mail-uri, vrei să dau acum hinturi. Nu știu, dar mi se întâmplă mie să caut finanțare și să nu reușesc să scriu mail-ul bun. Trebuie să fie un mail care să hit some spots acolo, nu știu. Deci, și eu când mă duc să caut finanțare, scriu mail-uri către oameni pe care îi cunosc, unde obțin un meeting, dar scriu cold emails. Și mi se întâmplă în mod frecvent să nu primesc răspuns la ele. Dovadă clară că am scris un mail prost. Și, ok, I'm learning. Există o echipă pe care trebuie vedea o câștigătoare într-un business? Adică să vină un singur antreprenor, să vină mai mulți, să vină o echipă care toți sunt cofondatori sau, nu știu, un fondator și cu o echipă de oameni care sunt lângă el. Vorbești de succesul business-ului sau succesul pitch-ului? Succesul business-ului, succesul lor de a prin investiție. Succesul pitch-ului. Da. Cred că dacă se duce unul singur, nu numai la mine, dar în general, cred că dacă se duce unul singur la primul meeting este mai bine decât dacă merg mai mulți. Pentru că ce se întâmplă este că în realitate este unul care are viziunea, drive-ul și energia și așa, și care e în stare să exprime în cuvinte. Și mai este un programator care cel mai probabil stă acolo ascuns într-un colț și deși este atât de extraordinar de deștept, strică peisajul. Și mai este încă cineva, ori un finanțist, ori un om de vânzări se vede că spune prostii când spune. Dar așa este, îmi pare rău. Și un om de finanțe stă cu minte și răspunde la numere pe întrebări punctuale. Și e foarte ok. Da? Omul cu care vrei să vorbești este ăla cu energia, este ăla care pentru că vrei, chestia nu este în contră, nu este investitorul cu antreprenorul într-un război, cine câștigă. La fel cum antreprenorul are nevoie de bani, investitorul are nevoie de firme în care să investească. Adică și investitorul vrea să fie convins. E ca la o întâlnire într-un bar. Amândoi vor. Întrebarea este, adică nu e care pe care, da? Adică, nu e cineva câștigă, cineva pierde. Amândoi vor. Investitorul vrea să fie convins. Dar... cu stil. Uite, ne apropiem de final ca să luăm multe întrebări. Dar aș vrea să închei cu un fel de concluzie. În ce firme investește GECAD Group? N-ai știut dacă să mă întreb Radu Georgescu sau GECAD. Nu. Ce-i drept, dar tu ești asociat foarte mult cu partea, dar știu că ești partener în GECAD Group. Mulțumesc. Da, dar vreau să întreb dacă există, nu știu, un tipar pe care îl urmăriți sau anumite tipuri de business. Adică dacă vine cineva cu, nu știu, vreau să fac o cernărie sau un online shop de produse bio, că am văzut că e foarte la modă, îl las lua, păi sperați, discuta cu el? Nu. Ok. Care ar fi atunci domeniile pe care voi v-ați duce? Scriem și mare la noi pe prima pagină. Domenii de tehnologie care pot schimba piața globală. Deci tehnologie, global, cam astea sunt cuvintele. Ok. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Ăsta a fost formatul pe care l-am urmărit și acum hai să dăm liber întrebărilor din sală. Au. Te rog. O întrebare.
ați spus de... Da, vă rog frumos, mă cheamă Radu. Dumneavoastră este tata. Îl aduc pe tata să... Ați spus despre faptul că se investește în tehnologii care să aibă impact mare, să aibă potențialul de a schimba piața tehnologică, dacă nu chiar lumea. Ce este mai important? Să fie profitabilă tehnologia respectivă sau să fie de impact mare? Pentru că există tehnologii care sunt au profitabilitate foarte scăzută și startup-uri care ar dezvolta acea tehnologie, dar ar avea un impact social foarte mare. Obiectivul final al oricui, al oricărui fond de investiții este un exit. Deci trebuie să existe, să existe cel puțin un plan, dacă nu mai multe, ca compania respectivă în 3, 5, 10 ani să poată fi achiziționată de către cineva. Dacă impactul făcut de compania respectivă este foarte mare, este mult mai important decât dacă compania este profitabilă. Și să mai adaug o întrebare la asta. Când vine cineva să prezinte o idee de startup, trebuie să aibă planificat și pe termen lung exit-ul, ca exemplu? Adică cum s-ar putea face un exit din... Nu există o rețetă. Nu există o rețetă din treaba asta. Ajută să te fi gândit la așa ceva. Am înțeles. Mulțumesc. Ok, la cinema. Te rog. Ce cred despre investiția, despre a lua bani ca antreprenor de la un business angel? Cred că este foarte tare. Cred că pentru un startup este foarte important să-i primi bani. Adică dacă nu-i primi bani, nici măcar nu te naști. Și e nasol. Și primi bani iei de la oricine poți. Dacă poți să iei de la un business angel, este absolut nemaipomenit. Dacă cumva, Doamne ajută, business angel ăla este și mai din zona de business aia pe care ți-o dorești tu și poate să te mai ajute cu un sfat, cumva, este încă și mai bine. Dar știi, cei care vor să iasă din business, să facă cu business, vândul business angel, țin să aibă un șef. Dar investitorul nu este un șef. Okay. Și aici mi se pare... am un comentariu care este și către business angels și către antreprenori. Cred că cel mai important în toată mașinăria asta ca ea să funcționeze și e una din greșelile pe care am făcut-o, e una din puține greșeli pe care am făcut-o de mai multe ori. Și anume să subevaluezi importanța liderului, importanța antreprenorului, importanța founderului, a celui cu ideea. Deci există în permanent, în orice companie, în orice idee, în orice startup, există un om, ăla care a avut ideea, ăla care crede, ăla care moare cu ideea aia decât. Omul ăla trebuie să fie acolo. Dacă tu, business angel, vii și spui, băi, eu am dat banii, este firma mea. Nu are nicio șansă să se întâmple chestia asta. Și deci, business angel-ul trebuie să vină cu bani, trebuie să vină cu experiența lui, cu sugestii, cu ajutor, să răspundă la întrebări de câte ori este întrebat, dar nu este un șef, în niciun fel. Da, pentru că este un pitch de ambele părți. Da. Da. Cum se valorează startup atunci când vrei să iei bani? Ca valoare, cât e halatul? Pentru a ști să nu voi prea mult din el sau prea puțin pentru suma aceea de care ai nevoie. Cât dai din el este foarte important pentru că unul din motivele foarte des întâlnite de screw-up este că cap table, tabelul de capitalizare, diluează foarte mult founderii până la sfârșit. Și atunci ăla cu energia rămâne cu puțin din firmă. Deci trebuie să ai grijă cât dai. Dar până la urmă pui în balanță cât ți se oferă și disponibilitatea banilor, cât de mult ai nevoie de banii respectivi. O companie și mai ales un startup nu are o valoare. De-aia s-au inventat bursele. De valoarea companiei pe bursă este de fapt doar o negociere între cei care vor să vândă și cei care vor să cumpere. Nu e un multiplu de mai știu eu ce. Și ăsta e răspunsul și la ce întreb tu. De fapt, valoarea companiei tale
startup, este o negociere între tine, care ai compania, și cel care eventual vrea să investească sau să cumpere. Dacă celălalt vrea să pună o valoare de 100.000 pe firma ta, să vină și el cu 100.000 și să ia 50% din firmă, și dacă el este singurul care are disponibilitatea să investească, și dacă tu ai nevoie de banii aia pentru că altfel moare firma și n-ai nimic, well, cred că tocmai aceea e valoarea firmei. Da? Jobul tău este să încerci să duci valoarea aia cât mai sus, dar undeva se rupează. Și e chiar o chestie de negociere. Nu cred că e nimic altfel. Nu e nimic altceva. Călin, lucrez la un startup de un an de zile. E un produs digital, se cheamă Prispa. Avem bănuți, avem produsul, e ready to launch, e confirmat cumva cu clienți, vorbim cu ei. Ai fi dispus să investești într-un business, dar nu financiar la început? Deci avem cumva bani în început. Ai fi dispus să investești ca și consultant, doar ca și consultant? Nu aș investi. Te-aș ajuta cu mare drag, putem să ne auzim pe e-mail și să vorbim. Am ajutat foarte multe companii. Nu sunt în business-ul de consultanță, nu vreau să-mi vând timpuri. Și nu-mi doresc să fac chestia asta. Dar ajut cu mare drag. Ok. Altcineva? Se poate investi în România într-un SRL sau trebuie incorporat în altă țară sub o altă formă? Se poate investi în România într-un SRL. România are, spre surpriza noastră, are toate instrumentele care se investește într-un SRL. Iar investiția unui business angel, nu ca noi, un business angel, noi suntem un fond, suntem o firmă care investim, da? Dar investiția unui business angel într-un SRL este profiturile venite pentru business angel din această investiție sunt chiar scutite de impozit. Deci e chiar super ok. De exemplu, investești în România, îți faci firma, nu știu, faci un exit sau, nu știu, mergi spre un IPO. E posibil să faci chestia asta în România sau trebuie cumva să nu-ți firma? Este posibil să faci în România, de ce nu? Da. Adică, de ce nu? Există bursa București cu alternativa e mai mică aia. Dar cât ar valora, nu știu, de exemplu, Facebook dacă ar fi stat pe bursa de valori București? M-ai întrebat dacă este posibil, ți-am spus că e posibil. Da. Ce ai recomanda sau, nu știu, să încerci cumva să mulți... Ce facem noi? E o întrebare deschisă, nu știu. Ce facem noi este că investim în companii de tehnologie din România, le mutăm în Silicon Valley și vine cineva de acolo să le cumpere. De ce? Pentru că acolo este piața, acolo sunt banii. Dar se pot dacă piața ta țintă este România, dacă faci un program de contabilitate, de exemplu, nu o să-l muți niciodată în afara României, că piața ție în România. Ai zis că muți firmele de tehnologie din România în Silicon Valley, pentru că acolo, până la urmă, sunt banii. Ce înseamnă că le muți? Doar sunt incorporate acolo și birourile și laboratoarele și tot ce e nevoie rămâne în România, având în vedere că costurile sunt mai scăzute și că există o piață de specialiști destul de dezvoltată, sau chiar se mută, se ia toată lumea și se mută în Silicon Valley? Nu. Ceea ce cred că funcționează este rămâne în România tot ce înseamnă dezvoltare tehnologică și se modifică layer-ul de management și marketing în Silicon Valley. Pe de o parte prin mutarea unor oameni acolo, pe de altă parte prin atragerea unor oameni locali din Silicon Valley. E bine ca persoana cu ideile să rămână în țară sau să se mute în Europa? Pe măsură ce firma crește, nu mai există persoana cu ideile. Ne-am ce aminte și de una din firmele ratate de mine, care era dependentă de o persoană. Și de ce bine să fie mai multe persoane cu idei. Investești într-o firmă aflată doar la nivelul de business plan? Sau trebuie să aibă deja o experiență în execuție? Nu este un fond de investiții suficient de mic și cu bani suficient de privați ca să nu avem niște reguli ca fondurile europene. Fondurile europene spun clar, firma trebuie să aibă venituri de 200.000, dacă ai 199 nu investim. Noi suntem mult mai deschiși la discuții. Cel mai important pentru noi este să
să înțelege, să ne fie cât mai clar că echipa respectivă poate livra. Dacă poți să ne convingi cu CV-urile oamenilor din echipă, cu experiența dinainte, cu habar n-am, cu faptul că ai făcut deja un produs până acum, nu știu, trebuie să reușești chestia asta. Și n-am o rețetă pentru chestia asta și eu ratez de multe ori, cum ziceam, și eu mă duc să pitch firmele mele către investitori mai mari și de foarte multe ori ratez, pentru că nu găsesc, și mi-e clar ce trebuie să-i spun, adică ce trebuie să-i vând, ce trebuie să-l conving. Și nu găsesc întotdeauna tonul, nu e o regulă, trebuie să găsești un ceva. Bună seara, sunt Dragoș. E suficient produsul, dar trebuie să adaug și puțin marketing sau puțin ceva. E suficient să un produs care este funcțional, un produs care merge, îl puteți folosi, și de cum a venit Andrei cu sau vin cu ceva mai mult? Andrei a venit cu mult mai mult. Andrei a venit, atenția, a venit cu viziunea asta de sistem de operare pe toate părțile și a zis, băi, uite, eu vreau să fac chestia asta și pot să-l fac tehnic și, by the way, pot să fac și firma. Da, aici viziunea este tot tehnică, este tot legată de produse, partea de tehnologie, Și Andrei a venit cu doi co-founders, da? Dintre care unul era foarte bun pe hardware, Dan Tudosev, care este și în momentul ăsta heads the harder stuff, și Irina, care este foarte bună pe marketing și așa mai departe. Da? Deci exista... Deci Andrei a reușit cumva să trimită mesajul ăsta. Băi, pe bune, chiar pot să fac. Am un plan, absolut. Absolut. Păi de asta zic, deci a reușit să trimită mesajul ăsta, să-l trimită credibil. Și dacă partea asta de am și un plan să duc la piano, care am viziunea până spre final, îmi lipsește, ce m-ar putea ajuta să o construiesc? Evident, aș putea să caut talente, dar pentru că talentele am nevoie de bani. Cumva E ok. Sunt foarte fericit să-mi spui ce vrei să faci cu banii mei. Chiar îmi doresc chestia asta. Tu să ai plan. Una din întrebările foarte clare este de ce ai nevoie de bani. Poți să vii să spui, vreau 3 milioane de dolari și cu banii ăștia o să angajez 20 de oameni pentru aia, 20 de oameni pentru aia, mă duc acolo. Fac asta, da? Și eu vin să spun, ok, ce te face să crezi că o să poți să angajezi ăștia 20 de oameni? Ce te face să crezi că o să poți să te duci în America și să faci ce ai tu de făcut? Sau în China și să aranjezi 12 fabrici care să-ți facă treaba asta, da? Și răspunsul lui Andrei a fost așa. Irina a stat 5 ani în China și a făcut treaba asta. Știe să facă acest lucru. Ok. E un răspuns care bifează, știi? Fiecare companie, fiecare startup are un alt punct forte. Și clar nu este același la toate și nici măcar nu sunt 5 categorii pe care să le putem discuta. Fiecare startup are un alt punct forte. Unele au echipa, altele au ideea, altele au produsul, habar n-am. Altele au deja traction. Știți, sunt startup-uri care, de fapt, tehnologia este nimic, au scris 5 linii de cod, au pus un site în picioare și au 2 milioane de useri în primele 2 săptămâni. Ok, e un punct tare, ăsta e un demo de forță. De? Și pe chestia asta, PowerPoint-ul și deck-ul pe care trebuie să-l trimiți, trebuie să înceapă cu punctul de forță. Pentru că până la al treilea slide, oricine și-a pierdut răbdarea. Și în clipa, și am companii în care am investit și în care vezi, primul slide sunt 3 poze de oameni. Founderii noștri sunt ăsta care a fost CEO la firma aia, ăsta care a fost CTO la firma aia și a făcut cutare, și ăsta care a făcut cutare. Suntem high class company și firma asta este our next success. Am pus și noi bani în firmă și asta este al meu succes. Și după aceea și altele. Știi? Alte firme care, cum ziceam, traction. Primul slide este o poză așa. În sus. Și spun, am lansat acum 3 zile și în 3 zile ne-au crescut, nu știu, 1 milion de useri. Aberează. Da, ai văzut-o și zici, ce chestie. O firmă din România care a venit acum 4 ani, firmă de care nu auzisem at all, a venit acum 4 ani la mine
și a spus, suntem 7 oameni și avem 11.000 de clienți plătitori în România. 11.000 de firme. 11.000. Suntem o țară de 400.000 de firme. Și avem 11.000 de firme clienți plătitori. Jaw drop. Știi? Ok, altcineva. S-a întâmplat odată să fie discuții cu cineva, să evaluezi firma ca nefiind profitabilă, să nu faci investiția și firma respectivă să aibă un trend ascendent negativ? Da, se cheamă portofoliu negativ și toate fondurile de investiții țin listă de chestia asta. Cel mai spectaculos și chiar spectaculos pentru mine a fost Skype. Am avut oportunitatea să investesc în Skype la început și am făcut mișto de Niclaș. Și da, orice fond de investiții are o pagină de internet, mai mult sau mai puțin, există link-ul la toți, de cele mai multe ori nu e pus în pagină, trebuie să-l știi, se cheamă portofoliu negativ și da, există. Ok, altcineva? Eu zic să profitați pentru că la final timp o să fie destul de scurt ca să... Ce părere ai de o investiție pornită pe Kickstarter? Kickstarter nu e o investiție, e o vânzare. Adică sunt vânzări în avans în... Să pornești un startup cu Kickstarter. Foarte tare. Dar ce părere ai dacă a fost eșuat? Foarte moale. Adică, da, e ca din filmul cu eșorile. Nasol, gust rău, așa, și experiență foarte multă. Da. Ai avea încredere într-o echipă care nu bifează în CV antreprenoriatul? Trebuie să bifeze altceva. Da, ok. Da. Da. Da, da. Cu condiția să bifeze... Bine, rest. Da. Da. Deci eu de la Time, de la Victor, care am făcut la Time, cine l-a contactat? Tu sau... Povestea este așa. Povestea mai lungă. Cunoșteam, Divacă și cu mine, cunoșteam pe cineva care fusese la Timex și fusese în bordul lui Timex și l-am rugat să vină în bordul nostru și am reușit să-l convingem să vină Capil Capuri se numește și a venit în bordul nostru și în clipa în care ne-am uitat să găsim ajutor, pentru că vrând să construim această platformă tehnologică, am realizat că înainte de platforma tehnologică avem nevoie de un demo. Pentru ca demo-ul să fie de succes, am spus, ok, avem nevoie de oameni de ceasuri. Noi nu știm ceasuri, nici eu, nici Andrei, nici Dan, nici Irina, nu știm ceasuri. Ne trebuie putere din partea de ceasuri. Și discutând și cu Capil și cu Divacă în bord la strategii, Capil a zis, băi, by the way, Joe Santana, care a fost CEO la Timex foarte multă vreme, din câte știu eu, în momentul ăsta este liber. Hai să stricăm o discuție cu el. Am avut o discuție, a venit și am... Deci, cam așa. După cont. Contează foarte mult networking-ul, cum se mișcă. Investitorii mai proiectezi sau, ca să vă pun mai nuanță, cam cât de mult e bine să dai un business plan din strategia FIPE? Către investitori? Da. A, păi dacă nu dai, adică depinde cât de mult vrei să... Deci chestia așa, discuția cu investitorul, cu... Mă dau în spate. Dacă întrebarea este despre îmi fură investitorul ideea, atunci forget it. În primul rând, nu se întâmplă. Investitorii investesc în oameni, nu în idei. Îți promit că toate ideile pe care le poți tu avea au trecut pe la ei deja, pe la investitori. Diferența pe care o faci tu față de echipa cealaltă este încrederea pe care o dai că tu poți executa, nu planul, nu ideea. Și dacă nu îi spui toate chestiile, riști să nu îi dai această încredere. Nu știu de ce nu e. Chiar nu știu de ce nu i-ai spune. Și există o etică implicită a investitorilor. Nu, eu nu știu investitorii să mute vorba dintr-o parte în alta. Și nu cred că au interes. Da.
ce tocmai am zis. De ce nu s-ar face lucrul ăsta? De ce nu s-ar face ce? Dacă dumneavoastră cunoașteți o idee foarte bună, dar cu capacitate de execuție slabă, și o altă echipă cu o capacitate de execuție. Pentru că cel mai important lucru este acel om care trage firma după el. Este acel om care moare cu ideea aia de gât. Și dacă în prima echipă există acel om și în a doua echipă, care e o capacitate de execuție bună, dar nu există acel om, you are done. Dar dacă le pune împreună, înseamnă că este împreună cu tine. Adică, și asta e, câștigă toată lumea. De ce nu s-ar face lucrul ăsta? Cool. Da, adică... Pentru că, de exact ce a zis, investitorii între ei nu vorbesc neapărat și poți să te rupești de situația aceasta. Un om care are idee, nu are capacitate... Dar ce aș face eu dacă aș ști aceste două echipe, în momentul în care echipa cu ideea îmi vine, eu spun, băi, eu nu cred că poți să execuți. Dar uite, cred că echipa asta poate să execute, dacă voi reușiți să vă înțelegeți, eu aș investi... Da. Se fac investiții, de exemplu, cu target de achiziție. De exemplu, tu vii cu ideea și spui vreau să investești în mine, eu spun, băi, da, dar cred că îți mai trebuie altceva. Uite, investesc banii ăștia, dar cu o parte din ei cumperi firma asta. De exemplu. Sunt multe alternative. Ce mai bine o investiție natură de bani? Vine cu relații bune? Vine cu multe rele și cu multe bune. Să începem cu alea rele. Vine cu mult mai multă ordine decât tu, antreprenor, îți dorești. Nu ești obișnuit să faci chestiile așa și îți vine cu un sistem de raportare pentru că investitorul vrea să știe din 3 în 3 luni de zile ce ai făcut față de ce ai promis. Și la început, cel puțin, chestia asta te va enerva înfiorător. Și ție ți se va părea că tu știi și el nu. Ție ți se va părea că tu i-ai promis niște chestii, dar între timp viața s-a schimbat și fără îndoială că trebuie să faci altceva și el se va optica pentru că spune, băi, eu am investit în asta și dacă din 3 în 3 luni de zile lucrurile se schimbă, nu sunt fericit. Deci vine cu o schimbare de mindset majoră care te va enerva înfiorător. Pe partea ailaltă însă vine cu o știință a punerii lucrurilor într-o formă mai organizată care te ajută. Vine cu o setare a obiectivelor foarte clare. De obicei, antreprenorii nu au un obiectiv. Antreprenorii vor să facă firma. Facem produsul ăsta, și vor să aibă un produs cât mai bun. Un investitor vine și spune, ok, facem planul, deci îl vindem, lansăm produsul pe piață peste 3 luni de zile. Și atunci, peste 3 luni de zile, va trebui să-l lansezi. Dacă nu ar fi investitorul, peste 2 luni, tu ai spune, mamă, acum că au trecut 2 luni, cât de mișto ar fi ca produsul să fie altfel. Și nu-l lansezi, și-l faci altfel. Și-l faci din ce în ce mai bun și o să ai produsul perfect exact în ziua în care mori. Ar trebui să vină cu networking, ar trebui să poată să ajungă la oameni care sunt de interes. Vine cu știința aducerii investiției următoare, pentru că întotdeauna există investiția următoare, fie care el banii, fie că e un networking de fonduri de investiții. Așa? Deci vine, ar trebui să vină cu foarte multe un investitor. Vine cu mult mentoring pentru echipă. Poate, dar este foarte riscant. Pentru că dacă viziunea nu este venită din firmă, dacă viziunea este... Deci viziunea se poate băga din afară în firmele mari. În firmele mici, viziunea trebuie să vină dinăuntru. În startup-uri, viziunea trebuie să vină dinăuntru. Și atunci, ce este cel mai probabil este ca un investitor, dacă tu vii cu o viziune și mie mi se pare că, băi, asta ar trebui făcută altfel, eu ți-aș spune... Dar dacă tu nu înghiți pe asta și zici, wow, frate, deci da, așa este, și să mă convingi în timp că nu faci mișto de mine și îmi spui doar așa, da?
Nu aș investi. Chiar dacă mi se pare că viziunea mea este, că aș investi în viziunea mea, dar dacă nu este a ta, nu are cum să funcționeze. Și apropo de ce aduce, scuze, apropo de ce aduce investitorul, investitorul poate să aducă și o parte de, să zic așa, protecție juridică și lucruri de genul acesta, pentru că majoritatea dintre noi suntem oameni de tehnologie, nu avem cunoștințe de legi și avocaturi. Și nu va investi în tine atunci. Pentru că investitorul se așteaptă să fie protejat de către companie, nu să protejeze compania. Deci trebuie, înainte să ajungi la investitor, să... Deci tu trebuie să... Foarte clar și apăsat spus. Tu trebuie să ai nevoie de la investitor doar de bani. Orice vine în afară de bani, te bucuri și zici mersi. Dar investitorul va investi în tine cu condiția ca tu să ai nevoie de la investitor exclusiv de bani. Trebuie să ai totul și cu banii aia să poți cumpăra. El poate îți va eficientiza chestiile astea, îți va aduce și alte. Dar tu trebuie să știi să faci totul cu banii investitorului și atât. Ce părere ai despre modelul de business pe care l-a propus Elon Musk la Tesla Motors? Adică de a investi miliarde într-o zonă cu riscuri imense, miliarde pe o perioadă destul de lungă de timp, fără ai să întoarce investiția. Băi, eu nu am miliardele alea și nu pot să... Nu permis să-mi dau cu presupusul. Nu știu, chiar cred că ar fi o aroganță prea mare să comentez modelul de business al lui Elon. Mi se pare că este un tip absolut spectaculos, mi se pare că i-au ieșit niște chestii wow, și nu am decât de învățat de la el și mă bucur să învăț de la el. Mai mult, adică, na. Sunt de citit articole despre el, cărțile trebuie să apară, nu știu, luna asta trebuie să apară cărți despre el. Da, acolo. Care e orizontul de timp? De tipul fondul tău de investiții, investește în startup-uri de tehnologie cu anumite sume și cu un anumit orizont de timp. Nu trec și cu ce return on investment. Cât mai mare. Orizontul de timp este undeva 30 ani. Da. Deci, orice fond de investiție îți va spune că orizontul de timp este între 3 și 5 ani. Lucrurile mai patinează. Dacă e mai mult de 10 ani, în principiu, un fond de investiții își va dori să iasă. Ideea e că lucrurile cu timp, mai ales dacă revin la numărul de unicorn, life cycle-ul se micșorează, se accelerează, da, rundele de finanțare, valorile, multiplii... Da. Până se sparge bula și apoi... Da. Da. Deci, în principiu, un 10 ani îți acoperă o ieșire din bulă, indiferent ce se întâmplă. Ce mari minusuri crezi că trebuie să depășească un startup pornit în România versus unul pornit în Londra sau în Silicon Valley? Care e candidatul major și cum sau de unde ar începe? Handicapul major este lipsa filozofiei antreprenoriale și de business, lipsa istoriei antreprenoriale și de business pe care avem. Problema noastră este că suntem o țară care a fost scoși din priză 40 de ani și în mintea noastră, în memoria noastră colectivă, nu există greșeli făcute istoric, din care să fim învățat noi cu toții. Noi nu avem o istorie de așa ceva. Cel mai experimentat manager din țara asta are 25 de ani de experiență. Și pe chestia asta facem greșeli. Și nu știm cu marketingul, nu știm cu managementul. Și e complicat. Și cum s-ar putea primul pas? Dacă vrei, într-adevăr, să sunt niște lucruri de la fi bine să iei bani, să încerci să îți mulți ce mai devreme locurile astea unde există prima. Sunt foarte mulți tineri care se plimbă prin incubatoare, acceleratoare din Berlin, din Londra, Vancouver, da? Și învață foarte mult. Iau de-astea granturi de câte 3 luni și învață foarte mult, se întorc și fac chestii minunate. Dar e complicat. În seara asta, cum îți dai seama că suma
cumpărător este una bună pentru compania ta. De la un investitor. Atenție la diferența între investiție și cumpărare. La cumpărare. Da. Atunci, cum îți dai seama că e bună pentru tine? Da. Adică nu știu, la profitul pe care îl poți obține în următoarele 12 luni, 2 ani? Nu există un număr corect. Dacă, dacă ție îți convine numărul ăla, da. Go for it. E o chestie foarte personală. Dacă ai terminat facultatea, este prima ta companie, tu n-ai ca să stai cu chirie, este o companie, vine cineva și îți oferă 100.000 pe ea să-ți o cumpere, da. Sfatul meu este... Dă-o tare! Este o decizie extraordinar de profitabilă. Pe situații absolut similare, eu mi-am vândut firma, Florin Talpeș nu și-a vândut-o. Cine este better off? Habar n-am. Nu știu. Eu sunt foarte fericit cu ce-am făcut, el e foarte fericit cu ce-a făcut. Nu? E o decizie super, hiper personală. Personal. Absolut. Consumă banii pe care ai investit inițial și vine și mai cere o suplimentare de finanțare. De acord? Dacă este conform cu planul, da. Nu, nu e cum preocupa. Orice. Cel mai mare... Sunt câteva coșmaruri pe care un investitor le poate avea. Și coșmarurile astea fac foarte rău startup-ului, companiei care a generat coșmarurile alea. Cel mai mare coșmar este neprevăzutul. Neprevăzutul, mai ales dacă este legat de un misrepresentation, de o minciună. Da? Dacă ai surprize, dacă îți vin surprize, dacă mie ca investitor îmi vin surprize despre care tu știai și ai ales într-un fel sau altul, poate chiar fără să mă mint, să nu-mi spui, e nasol. E nasol rău. Da? Al doilea coșmar este neținutul de plan. Este din același film cu neînceputul la ora exactă. Păi avem un meeting la ora 12. Și ai venit la ora 12 și 10. The hell, dacă era să ne întâlnim la 12 și 10, stabileam să ne întâlnim la 12 și 10. Știi? La fel și cu planul. Am stabilit că facem asta, 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 asta. Și în momentul, la două luni după ce s-a întâmplat chestia, când este bordul și raportarea, mi și spui, da, știi că acum două luni nu s-a întâmplat ce am stabilit. The hell. Știi? Și by the way, mai am nevoie și de bani. Pentru că să vezi ce mișto o să se întâmple de acum încolo. Really? Adică... Cam așa. Ok. Ma companie de servicii, iar tu, ca individ de marketing, să zicem, ai o idee de productivizare a unui serviciu. Da. La nivel global. Da. Ce recomand? Să mergi să plătești un investitor sau să te asociezi cu un CEO care are o firmă din asta de development și să fii dispoare din partea de. Adică să-ți găsești un cofondator de cred, depinde foarte mult de skill-urile tale, de abilitățile tale. Dacă ai abilități de creare de echipă, atunci este foarte mișto să-ți faci echipa ta, să faci firma și e firma ta, ești tu cu tine. Dar trebuie să fii în stare să faci chestia asta. Dacă ești în stare să faci chestia asta, îți faci un pic din echipă sau măcar planul și știi pe cine să iei, te duci, iei bani și execuți. Dacă nu, atunci fără îndoială că este un pic mai util să te asociezi cu cineva care e în stare să facă chestia asta și poate că o firmă deja existentă e deja în stare. Mă gândesc, nu știu, da? Deci fricile astea cu canibalizarea și cu furatul ideilor și așa mai departe sunt poate reale, dar trebuie spuse în balanță cu care e alternativa. Și nu cred că trebuie să-ți fie frică că te mănâncă să-ți fie frică că eventual te pot mânca rechinii dacă tu treci râul. Când te gândești că, de fapt, 99% probabil că nu sunt rechinii în râul ăla și mâncarea e partea aia altă. Și dacă nu treci, ok, nu te mănâncă rechinii, dar tu mor de foame,
la un moment dat trebuie să sumeți pantalonii și să treci pe acolo. Ok. Da. Dacă o startup eșuează, lamentabil. Nu este lamentabil, eșuează. Nu, în contră. Depinde cum eșuează. Deci. Da? Pentru că dacă eșuează în mod onest, respectiv, toate discuțiile sunt fără minciuni, fără evitarea adevărului, să zic. Orice investitor și orice fond de investiții își asumă riscul. Orice companie poate să rateze. Cum te-ai comportat tu, personal, antreprenorul acela, într-o ratare, poate însemna mult mai bine decât un succes în relația cu investitorul respectiv. E mult, poate însemna mult mai mult. Pentru că, din nou, cel mai important este să fii sigur, ca investitor, că nu ai surprize. Nu știu dacă are mai mult. Când ești sigur, când renunți să mai investești. Când tragi firma din priză. Exact. Care e o limită. Să zicem că există încredere, există o relație, piața arată într-adevăr, a fost o idee bună. Realitatea... Ești la limita încă să mai continui, să mai investești, sau să te oprești. Realitatea despre foarte multe lucruri este că noi știm când lucrurile nu merg bine. Doar că nu vrem să le creierăm. Te asigur că fiecare dintre noi, fie investitori, fie antreprenori, știe când firma aia nu mai are șanse. El crede și, dar știe, când se suie noaptea în pat, știe că băie nasol. Și știm cu toții când e nasol. Trebuie doar să fim suficient de onest și este din filmul ăla cu onestitatea eu, antreprenor, față de mine și față de tine, investitor. Băi, investitor, băi, e nasol. N-am reușit să atragem oamenii potriviți. Fira, ne-am străduit împreună, ai văzut? Nu am reușit. Că nu sunt suficient de buni oamenii din România. Că n-am fost noi suficient de buni. Că am angajat headhunter-ul greșit. Că, nu știu, am dat-o în bar. N-a ieșit. Am încercat să vindem și premiza a fost greșită. Am încercat să vindem la grupul greșit de clienți. Și am ratat. În asol, premisa a fost greșită, nu putem... Nu, hai să vedem ce facem mai departe. Asta e o ratare super onestă. Și sunt super fericit și în momentul ăla vii să spui, ok, ce facem? Putem să închidem firma cu totul sau putem să facem un fire sale, să vindem de avarie, să o vindem pe oricât. Am investit 1 milion și putem să o vindem pe 100.000 la competiție, știi? Doar pentru habar n-am, pentru scaune și mese, știi? Hai să vedem cum facem să minimizăm pierderile tale, investitor, că tu ești ultimul care ai pus banii, tu ești primul care trebuie să ți recuperezi, da? Hai să vedem cum facem să-ți recuperezi pierderile. Și am găsit pe cineva care poate vrea să cumpere și ai pierdut în continuare. Nu e nicio problemă. O astfel de abordare îți dă cumva garanția că la următoarea investiție te vei comporta la fel de onest. Și dacă tu ai venit să spui, băi, nasol, eu care acum 6 luni sau un an sau 2 ani veneam și spuneam, băi, asta este firma secolului, vom face diferența cu firma asta, dacă tu atunci vii și spui, băi, am încercat aia și n-a ieșit, premisa a fost greșită sau nu am reușit să executăm. Îmi pare rău, e nasol, asta este. Hai să vedem cum facem să nu fie atât de nasol cât ar putea fi. E de bine. Adina, mă numesc. Din experiența ta, mi-am atins că sunt multe variabile. Să zicem că ai super bine cu cineva, investești și apoi există cumva un time frame după care îți dai seama că nu o să funcționeze produsul respectiv sau e total unpredictabil partea asta?
Păi e în funcție de plan. Adică, și în funcție de produs, adică dacă habar n-am. Eu stic de plan și totuși nu știu. Sunt anumiți indicatori sau un timp după care îți dai seama? E diferit de la, de la caz la caz. Și din nou, există undeva în spatele capului, există un moment în care noi știm că, că nu e bine. Și viceversa, când simți că, nu știu, merge foarte bine, știi că vei spune același lucru. Când merge foarte bine, e momentul să double down. Eu mă referam doar la perioada de timp în care poți să simți lucrurile astea. Sau planul vorbește foarte mult despre asta și timpul e momentul. Da, trebuie să, totul este relativ la plan. Și sunt firme care trebuie să se arate în 2, 3, 5 luni. Sunt firme care trebuie să se arate în 4, 5 ani. Okay. Depinde ce... cât de complexe. Te rog. Ca antreprenor, îți vine o idee, te-a pus să execuți, cauți echipă, consolidezi, te-a pus să lucrezi la produs. Care e punctul în care îți dă ție e-mail și, nu știu, solicită întâlnire în ideea în care are nevoie de bani și își dorește foarte mult să construiască o relație cu tine ca, un din primii investitori? Oricare. Adică nu înțeleg ce ideea e... Ai spus de Andrei când a venit la tine și ai spus, Andrei, ok, te cred, hai vină cu ceva concret. Și ăla era punctul lui forte, pe care le-ai enumerat. Trecutul vostru și faptul că el a venit cu ceva concret. Și ai menționat după aceea că... Da. Relația se construiește. Îți promit că nu există niciun investitor care va investi în tine la prima întâlnire. Tocmai de asta zic. Și trebuie să vii mai din timp și să... Din nou, este foarte important să arăți că poți să execuți. Unul din modurile de a demonstra că poți să execuți este ca în timp să promiți și să arăți că te-ai ținut de cuvânt. Să ai un track record de promisiuni executate. Dacă tu vii și spui în decembrie, în februarie o să-ți vin cu ceasul și în februarie ai venit cu ceasul, este... E de bine. Știi? Dacă venea doar în februarie și spunea, ia uite ce mai chestii am făcut, investește, guess what? Precis îmi venea vreo idee să-i spun, băi, dar care-i pasul următor? Păi cu tare, cu tare. Ok, du-te, fă-l și când vin înapoi... Ok, deci ce trag eu din chestia asta e să vină la tine să clar să spună eventual și cu un deck sau cu capul variantă incipientă și să spună clar care-i planul următoarea perioadă și să execute chestia și după aceea să vină la tine. Da. Ok. Ăla e momentul în care câștigi foarte multe insight-uri. Da, ăla e momentul cu trash, da. Ok. Dacă... da. Să zicem că avem un produs. Un prototip funcțional, un prototip ce trebuie. Cam care ar fi pașii până la Silicon Valley? Uber, avion, Uber, hotel. Nu, chiar vorbesc serios, nu făceam lucrurile. Ok. Da, e Silicon Valley este la un avion distanță. E atât de simplu, adică și sunt atât de mulți români acolo care sunt dorni să ajute. Sunt atâtea acceleratoare acolo care sunt... De Silicon Valley este... este citizenship agnostic. O idee bună, un antreprenor bun, este aplaudat. Indiferent cum. Te-ai dus acolo, nu contează de unde ești. Te-ai dus acolo, bați la ușile potrivite, ai o idee bună pe care ești în stare să o execuți. E atât de simplu. E atât de simplu. Avionul costă $1,000, more or less. Un hotel, un Airbnb, te costă 40 pe noapte. Te mai costă 20 mâncarea. Trebuie să stai o lună. You do the math. Nu este outrageous. Ok. Și asta trebuie să fie ultima. Ne pregătim să închidem. La început ai o sumă destul de mică de bani de investit. Nu știu cum alegi între cât bagi în dezvoltarea produsului și cât bagi în marketing pentru o chestie de clienți noi. Depinde foarte mult care este pitch-ul tău. Fiecare companie
încă de la început, trebuie să-și construiască, trebuie să-și definească care este cel mai important lucru pentru ea. Sunt companii pentru care userii sunt importanți, sunt companii pentru care tehnologia e importantă, sunt companii pentru care profitabilitatea este importantă și așa mai departe. Trebuie să conștientizezi care este cel mai important lucru pentru tine și bagi bani acolo. Dacă vrei să faci un Facebook sau un Instagram sau alt, cel mai important pentru tine este numărul de useri. Și atunci faci tot ce este nevoie ca să ai mai mulți useri. Sunt alte companii și nu îmi vine vreo idee acum în cap, pentru care bottom line, pentru care profitabilitatea este importantă. Și atunci faci în așa fel încât să ții de cheltuieli, să, na, alte companii pentru care tehnologia este importantă, ca Vectorworks, de exemplu. Și atunci apoi, deci Vectorworks are în momentul ăsta din, nu vreau să spun prostii, din 45 de oameni, aș zice că peste 35 sunt ingineri. Pentru că e o companie de tehnologie, nu e o companie de marketing. Ok. În ce tipuri de produse investi în viitor? În principiu, investițiile pe care le-am făcut la momentul respectiv erau highly disruptive. Când am investit în RAV, mai erau încă doi antiviruși în lume. Noi eram al treilea la momentul ăla, 92, da? Și am luat parte la conferințe antivirus în lume, care erau cu 20 de oameni și eram acele 20 care ne întâlneam în toate orașele. La fel s-a întâmplat în România de data asta cu plățile online. Am inventat plățile online în România, într-un fel sau altul. La fel s-a întâmplat cu Bitcoin, cu CoinZone. Investit într-o companie când Bitcoin a început și eram, again, eram aceiași 20 de oameni care ne întâlneam pe la fiecare conferință pe unde eram. La fel cu zona asta de wearables. Suntem exact în momentul în care ia în sus. Dar vrem să investim în, dacă știți curba de hype-a lui Gardner, să fim înainte de pic. Să investim în acele și dacă mă întreb care sunt acelea, na, iei de la Gardner curba și vezi în fiecare an care sunt înainte de pic și noi le investim. Și dacă te uiți în wearables, vezi că e foarte interesant. Industria de wearables este după, este în cădere. Da? Industria de wearables platforms este înainte. E foarte mișto, e foarte interesant de studiat chestia, apropo de studiul pieței. Ok. Vă mulțumim mult. Mersi frumos. Foarte tare. Vă mulțumim mai mult. Mersi mult. Mersi mult. Mersi frumos. Thank you so much.